Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski, sunt hairstylist de meserie, dețin salon Scandal, localizat în București, Calea Călărașilor 173. Astăzi vreau să discut un subiect foarte important, anume părul rar, părul deteriorat și cum poți să îl îndesești. Știu ce gândește acum, chiar știu, parcă-ți citesc mintea. Aolo, alt hairstylist care are de gând să-mi recomande un șampon scump și o mască scumpă. E, uite că te înșeli. Cu ce te voi informa eu acum? Nu numai că nu vei găsi informația asta nicăieri, dar și funcționează. Eu acum comunic cu tine și îți dau aceste sfaturi, nu neapărat din punctul de vedere al unui hairstylist, dar îți dau sfaturi din punct de vedere al unui om care a trecut prin asta, în sensul că aveam goluri unde nu mai exista păr și se rărise foarte mult. Genetic m-am născut cu un păr foarte bun. Dar l-am degradat, mi-am bătut joc de el, pentru că înainte să devin hairstylist, eu mereu am avut pasiunea asta să mă vopsesc, să-mi pun extensii, să-mi schimb părul. Atât de des mă decoloram, aproape de 3 ori pe săptămână. Poate de 2 ori într-o zi și apoi nu-mi plăcea și iarăși mă schimbeam. Toate aceste experimente făcute pe mine mi-au dăunat părului. Sunt și o fire foarte curajoasă, adică dacă astăzi vreau să mă rad în cap, mă rad în cap. Și toate aceste nebunii pe care le-am avut în adolescență și-au spus cuvântul. Hairstyliști în general și întotdeauna îți vor recomanda măști, tratamente chimice și așa mai departe, dar nimic pe lumea asta nu se compară cu produsele naturiste. Atenție! Nimic nu va funcționa dacă nu urmezi pas cu pas tot ce-ți spun eu. Primul pas fiind tundel. Trebuie să tai de unde există problema ca să se poată regenera. Tu ai senzația că dacă nu-l tunzi, el va crește. Doar că vezi tu, el stagnează. Dacă nu stagnează, mai rău se va întâmpla despicătura sau arsura. Problema se va urca pe lungimea părului și atunci niciodată nu se va regenera. Exact ca și o plantă. Dacă nu tai de unde există problema, este mai mult ca sigur ca toată planta să se îmbolnăvească. În primul rând, trebuie să tai din rădăcină, exact ca și o plantă. Eu știu că nu îți este frică, de fapt, să faci asta, pentru că ai senzația că dacă îl tunzi nu mai crește, dar va crește dublu și mai sănătos. Energia și tehnica contează foarte mult. Deci dacă nu-ți alegi persoana potrivită care să te tundă, într-adevăr, nu va crește. Contează foarte mult persoana care te tunde și energia persoanei care te tunde. Toată porțiunea arsă trebuie tunsă și îți promit că în 2 luni va crește când n-a crescut atâta timp cât l-ai lăsat în pace cu vârfurile alea arse. Al doilea pas este să nu îl mai speli atât de des. Antrenați-vă părul să nu se mai îngrașe atât de repede. Păi să zicem că te speli o dată la 2 zile. Data viitoare te speli o dată la 3 zile. Data viitoare te speli o dată la 4 zile. Și așa mai departe, la un moment dat părul tău se antrenează să nu se mai îngrașe atât de repede. Îți poți cumpăra un șampon de bebeluș, pentru că e mult mai soft. Și nu are detergenții aceia puternici care nu numai că distrug culoarea, dar și scalpul și fulicul. Acum haideți să vorbim despre masca pe care trebuie să o faci. Masca pe care vreau să ți-o recomand este o mască total naturală, pe care o vei lăsa peste noapte, formată din ulei de ricin, ou întreg și miere. De ce zic ulei de ricin și specific treaba asta? Nu ulei de cocos, nu ulei de măsline, niciun caz ulei de gătit. Uleiul de ricin este atât de bun pentru fibra părului, încât ajută și genele și sprâncenele. Deci alt sfat pentru fetele care vor să-și regenereze sprâncenele și genele, uleiul de ricin este formidabil. Atenție! Uleiul de cocos este într-adevăr bun, este hrănitor pentru că este ulei, dar este mult mai bun pentru piele, nu și pentru păr. Uleiul de ricin este făcut special pentru a hrăni fibra părului, chiar dacă este sprânceană, geană sau pe scalp.
Această mască este bine să o lași mai mult de câteva ore. Dacă chiar vrei să-ți regenerezi părul, o lași peste noapte. Sunt anumite sacrificii pe care trebuie să le faci. Știu, este scârbos. Ai nevoie de o pernă specială pentru asta, ca să dormi cu această mască. Pentru că da, se întinde și da, este scârbos. Dar dacă vrei să-ți regenerezi părul, trebuie să urmezi fiecare pas pe care l-am specificat. Am spus că nu voi vorbi despre chimicale, dar vorbesc despre chimicale. O singură chimicală, o singură substanță și cea mai bună, e bine să o ai întotdeauna, se numește Alopexii. Acest Alopexii e bine să-l ai întotdeauna la tine. A fost creat special pentru cei care au alopecie, de acolo și numele, dar tu nu trebuie să suferi de alopecie ca să te dai cu acest produs să-ți menții părul gros. Se dă direct pe scalp și vă voi demonstra, după care se masează. Și ce este cel mai formidabil cu acest produs este că nu schimbă textura părului, spre deosebire de masca pe care am recomandat-o mai devreme cu ou. Nu are miros, nu are textură, este formidabil să-l ai întotdeauna. Pentru că sunt mulți factori care pot dăuna părului, stresul, căldura. Nu trebuie să ai neapărat părul degradat ca să faci toate aceste lucruri. Ideea este să-ți îngrijești părul. Vei vedea rezultate de la prima mască, de la prima aplicare de Alopexii, și dacă urmezi toate aceste sfaturi pe care ți le-am dat, îți promit, îți garantez că textura, fibra și foliculii părului tău se vor transforma în bine. Sunt sigură că au fost de folos aceste sfaturi. Vă recomand să începeți treaba asta chiar de astăzi. Vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii ce alte metode ați folosit voi ca să vă mențineți părul des și frumos, indiferent de lungimea lui. Eu îmi țin părul scurt pentru că mi se pare mult mai convenabil. Dacă știți alte variante și alte măști, vă rog să-mi lăsați în comentarii, pentru că vreau să aud ce alte metode vreau să învăț de la voi, la fel cum poate voi ați învățat astăzi ceva de la mine. Vă pupic și ne auzim în următorul videoclip. Bye!